valiza Cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Lupul și câinele slab Adaptare după La Fontaine Aceasta este povestea unui lup bătrân și destul de bolnav Abia avea forță să meargă, dar amite să mai urmărească vreun animal Cum nu mai vânase nimic de multă vreme... Era lihnit de foame. În nopțile de iarnă, urletul său îi îngrozea pe toți. Într-o zi, lupul se hotărâ să iasă din pădure și să se ducă în cel mai apropiat sat. La căderea serii, lupul porni la drum. Imediat ce ajunse la prima casă, se opri. Acolo văzu un câine slab și flămând, care, văzându-l pe lup, încercă să-și salveze pielea. Lupule!" Apropie-te și privește-mă bine." Lupul se apropie și văzu că acel câine semăna cu un sac de oase. Micuțul continuă. După cum vezi, sunt foarte slab." Și adăugă imediat. Dacă vrei să mă mănânci, nu vei putea decât să-mi rozi oasele. Dacă mai aștepți câteva zile, te asigur că mă voi îngrașa." Nu te cred." Îl întrerupse lupul. Nu vreau decât să mănânc și... Nu mă interesează câtă carne vei avea mai târziu." Lupule, ascultă-mă, mâine se căsătorește fica stăpânului meu. Timp de o săptămână vor fi așezate mese îmbelșugate. Eu voi fi aici. Dacă aștepți șapte zile, îți vei înfige dinți în carne proaspătă și gustoasă. Chiar nu vrei să aștepți?" Mm, de acord," spuse lupul, imaginându-și deja festinul de care va avea parte." Lupul se întoarse în pădure, iar câinele fu bucuros că scăpase de primeștie. Două săptămâni mai târziu, lupul veni din nou în sat. Imediat ce văzu câinele, îi spuse. Te-ai ținut de cuvânt. Văd că ești mai grăsut și mai frumușel, spuse lupul. Eu sunt un câine care își respectă cuvântul dat, răspunse acesta serios. Dar, înainte să mă mănânci, te rog să mă lași să-mi au rămas bun de la părinții mei. A, sigur că da, du-te la ei, dar fi tare! Câinele lătră și în acel moment apărură doi dulăi, mult mai mari decât lupul și foarte fioroși. Deși nu avea putere deloc, lupul o luă la fugă spre pădure și nu se mai opri până nu se văzu scăpat. Atunci își aminti o vorbă. Nu te baza pe ce ar putea să fie. Profită de ceea ce este sigur. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.